În premieră, compania NHR Agro Partners a vândut anul acesta combine încă din luna februarie. Una dintre vedetele companiei, tot mai căutată de fermierii români, este și combina New Holland CR 9090 Elevation, care deține din anul 2008 recordul Guinness pentru cea mai mare cantitate de grâu recoltată în 8 ore, după ce a recoltat peste 451 de tone de grâu în 8 ore, cu randamente maxime de lucru de până la 78 de tone pe oră. Pentru NHR Agro Partners, anul 2011 a fost unul bun, cu vânzări cu 30% mai mari până acum decât cele de anul trecut, datorită portofoliului bogat și ofertelor speciale, dar și interesului crescut al fermierilor români de a investi în tehnica agricolă performantă, afirmă Florin Neacșu, director general adjunct al companiei. Thank you.
La târgul Agromalim 2011, NHR Agro Partners a prezentat fermierilor o gamă largă de tractoare, combine și utilaje tradiționale din portofoliul firmei, dar și produse noi cu tehnologii de ultimă oră. Ce înseamnă Tier 4 din punct de vedere al poluării? Aproape 80 de fermieri români vor fi prezenți în luna noiembrie la Agritehnica, la invitația NHR Agro Partners, iar reprezentanții firmei vor sta de asemenea la dispoziția fermierilor români și la standurile furnizorilor companiei din cadrul expoziției. Thank you.